gătit de curând o porție mai mare de seitan și m-am gândit să vă prezint și o rețetă de chiftele de post. Nu foarte complex, dar ca și idee se apropie puțin de mititei pe care noi îi cunoaștem și da, putem să alegem între cele două variante. Fie îl faceți formă de chiftea, da, ca să avem pentru un hamburger, de exemplu, sau pur și simplu sub formă de mititei. Cred că asta i-ar încânta foarte mult pe copilașii noștri, da? La o masă de prânz lângă un cartofior nădăjduiesc făcută la tavă. Bun, pentru aceasta eu am pregătit seitanul care l-am tocat, mai mărunțel. Îl adaug pur și simplu în bolul în care o să omogenizez. Niște soia dintre asta texturată, granule, pe care am hidratat-o, bineînțeles, în prealabil. Și punem condimentele, da? Puține sare. O să vedem după gust, gustăm puțin. Piper negru, întotdeauna la mititei. Punem o boia dulce, bineînțeles, să nu fie afumată. Spun dulce pentru că îi dă o savoare aparte. Cea care este iute are altă savoare. Eu am hotărât să fac ușor picanți mititei, ca atare o să pun și câțiva fulgi de chili. Nu exagerat, dar o să adaug puțin. Ok, oregano. Cimbru și usturoi. Usturoiul l-am zdrobit. L-am pus în mojar și l-am zdrobit puțin, să rămână, să se simtă în compoziție. Omogenizăm bine. Acum o să adaug puțin bicarbonat, ca să înceapă să lucreze până când termin eu de frământat. Am pus cam o linguriță de bicarbonat la ce cantitate am, o linguriță rasă, să zic așa. Bun, pentru a lega, da, vedeți că este, așa este textura. Pentru a lega folosim puțină făină albă. Și aici puteți să folosiți făină integrală dacă doriți, eu prefer pe aceasta în situația de față. Da, preparatul este pentru o perioadă de post, ca tare nu putem să influențăm foarte mult. Știu, o să venim, de exemplu, cu un vin. Ar merge foarte bine aici un, să zic așa, nu știu, 50 de mililitri, maxim 100 de vin alb, sec, spumant. Merge foarte bine. Acum suntem în post și ca tare facem cât mai simplu, doar să satisfacem pretențiile celor mai puțin familiarizați cu postul aspru și sărac în produse culinare până la urmă. Mai punem făină. Ideea este că această compoziție, indiferent pe care variantă decideți să mergeți, în ceea ce înseamnă modelarea, puteți să... Este important să o faceți seara, să vă gândiți din timp pentru a doua zi, pentru că este nevoie să stea cel puțin 3 ore modelat la frigider înainte de a pune pe grătar sau într-o tigaie, depinde cum veți decide. De aceea facem compoziția și modelăm cu o zi înainte. Cei care ați preparat mititei, cu siguranță ați folosit fulgi de gheață, da? Și pentru a activa bicarbonatul, dar și pentru a crea o textură și ați bătut compoziția de carne. La cei de proveniență vegană nu e nevoie de un astfel de procedeu. Păi se adaugă în funcție de cât cere compoziția să fie bine legată, da? Oricum nu o să fie, să zic așa, clicos, pentru că va sta la frigider și cu bicarbonat o să fie bine aerat și ca de post, da? Este o recomandare de preparat de post pentru cei pretențioși din familia noastră, dar care totuși au avut curajul și
îndrăzneala binecuvântată și minunată de a fi în comuniune cu biserica în această perioadă și de apostii. Contează foarte mult esența postului și nu neapărat ceea ce consumăm, mai ales atunci când nu avem un antrenament specific. Dumnezeu se uită foarte mult la sufletul nostru, la intențiile noastre, la faptul că ne iubim și respectăm unii pe alții fără să ne judecăm. Bun, eu la final mai pun puțină verdeață, doar puțin pătrunjel tăiat mărunt. Știți că la mititei nu se pune, dar pentru că e chifteluță și se arate. Da. Pătrunjelul nu are un gust foarte pronunțat, el e fad mai mult și atunci nu influențează cu nimic. Doar îl pun pentru că vreau să vă puțin verde. Încă nu a ieșit cimbru, mi-ar fi plăcut să folosesc un cimbru. În zonele mai călduroase ale țării am înțeles că a început să se găsească cimbrișorul de câmp. Încă nu are florescență, dar deja a apărut. Noi suntem la munte și nu beneficiem de acest privilegiu. Și atunci, pentru puțină culoare, am venit cu pătrunjel. Da, deci compoziția așa trebuie să fie, da, încât să o puteți modela și să simțiți că este aerată. Deja bicarbonatul începe să lucreze. Ne pregătim o tavă în care o să punem puțin ulei. Să nu puneți ulei de măslin la mititei, că le schimbați în gustul. Ulei simplu de floarea soarelui, eu l-am la îndemână pe cel cu sala rece. Da, și ca sugestie pentru dumneavoastră și pentru oaspeții pe care eu îi am într-o zi de sâmbătă, o să fac și chifteluțe și o să fac și baghete asemănătoare mititeilor pe care îi cunoaștem. Să știți că se pot pune și la congelator, da? Așa modelați, îi puneți la congelator, îi scoateți de cu o seară înainte și sunt ca și proaspeți. Ca sugestie pentru cei care sunt ocupați și își fixează câte o zi în familie în care se facă mai multe, așa zise, semi-preparate, ca să le poată folosi la grabă, la nevoie, pe parcursul săptămânii. Fiind în post, și pentru că nu sunt indicați cartofii prăjiți, recomand cartofi dulci, crocanți, făcuți la cuptor lângă un astfel de preparat. Eu când o să vă prezint preparatul la final, așa o să facem cu cartofi roșii. Pe smet, ca să rămână aerate chifteluțele, încercați să faceți rost de pesmet panko, cum apare el în comerț, sau să-l faceți dumneavoastră acasă, dintr-o pâine mai veche. Cel care se găsește în comerț foarte fin face aluat așa foarte lipicios și nu se coace bine. Chiar dacă putem să decidem, de exemplu, să punem la cuptor aceste chifteluțe și dacă folosim pesmet dintre acela, nu se prezintă foarte bine. Da, cei care nu aveți îndemânare la a modela mititei, să zicem, disteritate, puteți să folosiți un poș, de exemplu, sau duiu special pentru cârnați de la
aparatul de la mașina de tocat, cea manuală sau electrică, de ce nu? Da. Eu am ales o variantă mai micuță pentru că preparatul este o sugestie pentru mame, la cererea mamelor care m-au rugat să vin cu idei pentru depost, pentru copilașii care urmează exemplu părinților, au și o vârstă care le permite, bineînțeles. Și țin post împreună cu părinții, dar totuși doar fasolică și măzărică în fiecare zi e totuși un pic cam mult pentru ei și e nevoie de puțină diversitate și în ideea aceasta am venit cu această sugestie. Da, cam acestea sunt cele pe care le-am avut eu de făcut. Tava aceasta o să pun o folie transparentă pe ea și o să rămână până mâine când va trebui să pregătesc. Și voi decide mâine să vedem în funcție de cum va fi ziua, dacă va trece la grătar sau va merge la cuptor sau pur și simplu într-o tigaie mantie aderentă cu extrem de puțin ulei. Da? Bine. O dignă plăcută și ne vedem la prezentare. Una seară am pregătit compoziția pentru chifteluțe și varianta de mititei, da? De decideți dumneavoastră cum doriți să prezentați. Compoziția este aceeași. A stat peste noapte la frigider, așa cum am recomandat. Eu am ales varianta să finalizeze la tigaie, dar pentru a fi însoțiți de un pic de garnitură, da? Pentru că aici avem proteină, avem nevoie de carbohidrat și atunci, ca să fie echilibrat, am ales și să fac un pic de garnitură. Pentru garnitură am, așa cum am zis, cartofi dulce, pe care pur și simplu îl punem într-un vas, adăugăm ulei de măsline, rozmarin, rozmarin uscat, dacă l-aveți verde în ghiveci, în bucătărie, e și mai bine, puțin praf de chili și, bineînțeles, puțină sare pe care eu am trecut-o prin mojar, având sare grunjoasă, neiodată și aromatizată cu plante de primăvară. Cam atât, le mestecăm puțin și o să le așezăm într-o tavă cu hârtie pergament și vor merge la cuptor la 160 de grade, aproximativ o jumătate de oră. Între timp o să ne ocupăm de chifteluțe. Încercați să-i pânți așa bărcuțe cu pielea în jos, dar să nu curățați coaja de la cartofi. Indiferent, doar dacă îi gătiți, da, e bine să spălăm cu atenție cartofiorii, pentru că coaja este foarte valoroasă din punct de vedere nutritiv. Pentru siguranță putem să-i lăsăm întregi înainte de a-i tăia într-un vas cu puțin bicarbonat, o jumătate de oră, și eventualele pesticide pe care le-ar conține într-un procent destul de ridicat se anihilează. Da, din păcate, în zilele noastre nu mai putem vorbi de hrană 100% organică și da, doar cu mici artificii verificate științific putem să ocolim substanțele chimice care sunt puse în legume pentru a crește mai repede, să zic. Bun, da, deci cam atât. Eu așa le las. Am băgat un picuț la cuptor, 30 de minute aproximativ. Controlăm, da, vedem cum, când se înmoaie cartofiorul, e gata. Am spus-o de mai multe ori, indicat este să rămână totul ușor crocant, da, ca să putem beneficia de nutrienți într-un procent cât mai mare. Pentru partea de chifteluțe, mi-am pus din timp o tigaie antiaderentă la încins. O să folosesc un ulei normal, de floarea soarelui, doar puțin, cât să nu se lipească de... Fiind antiaderente, bineînțeles, nu se lipește, dar să nu avem surprize și dă și un pic de gust în plus când se încălzește uleiul foarte puțin.
Da, așa cum ați reținut, în momentul când am făcut, am pregătit compoziția, s-a folosit soia granulată pe care am hidratat-o și seitan. Deci, cu alte cuvinte, preparatul în sine, el este pregătit. Se poate consuma ca tare, da? Nu e nevoie să-l mai... să trece prin un proces termic, pentru cei care sunt familiarizați cu mâncarea cât mai naturală, mai aproape de natură, mai crudă, să zic așa. Dar, da, pentru un plus de gust, se poate face și ceea ce fac eu acum, să le prăjim, sau putem să băgăm puțin la cuptor. Bineînțeles, textura nu o să fie foarte... zic așa, apropiată de ceea ce avem noi în minte legat de chifteluțe, de pârjoale, pentru că nu are grăsime, da? Nu am folosit un unt vegan sau ulei de coco sau altceva, am pus decât puțin ulei de măsline, da? Dar bicarbonatul pe care l-am folosit o să le aereze puțin și... Da. La urmă, important este ce cuprinde preparatul și... să fie un gust plăcut și potrivit pentru toți membrii familiei. Eu pentru gust o să trec puțin la tigaie, de pe o parte pe alta, să-și facă puțină crustă și pe urmă o să finalizez la cuptor ca să se pătrundă și să fie la aceeași temperatură atunci când vom consuma. Da? Se termină și cartofii între timp. O să stea împreună, bineînțeles, la cuptor și o să și împrumute puțin din aromă. Iar la servire o să punem doar niște muștar cu verdeață din ce avem acum pe sezon. Mărar și pătrunjel e suficient. Puteți să faceți și un dressing de smântână dacă doriți, cu muștar Dijon, preferențial să ai botente de muștar. Puteți, bineînțeles, smântână cu sos pesto dacă vreți un parfum în plus. Merge și cu un ketchup, vreau să cred că cel pe care îl producem în gospodăriile noastre și nu cel din magazine. Da, eu le-am dat față și urmează să trec la... o să pun la cuptor, dar las să aibă cartofii avans pentru că nu beneficiez de două cuptoare și ca atare... o să aștept puțin să se pătrundă la jumătate, să zic așa, cartofiorii. Pe urmă o să duc și chifterele pentru un 15 minute aproximativ la cuptor, da? Și pe urmă o să prezentăm și o să ne bucurăm de un gust minunat al preparatului. Chifteluțele, așa cum am specificat, la jumătatea drumului, de când am introdus cartofii în cuptor, am băgat și chifteluțele, s-au finalizat. Așa că o să le prezentăm. Să punem așa, acum o să punem puțin ulei de măsline pe proaspăt, la rece. Foarte puțin verdeață să ne încânte preparatul în sine, da? Așa cum am spus, am pregătit muștar în care punem doar puțin mărar, să fie așa fresh de primăvară, ca să avem pentru chifteluțe. Și în același timp, pentru că avem nevoie și de puțin ajutor pentru digestie, am hotărât, pentru că aveam la îndemână germen de linte și germen de fasole mung, pentru doar să punem puțin ulei de măsline. Foarte puțin peperoncini sau ulei cu foarte mult ardei iute, de aia e foarte iute. Puteam să pun doar asta, dar aveam nevoie de mai multă grăsime și dacă puneam, să zicem, o linguriță din asta, nu mai poate fi consumat, atât este de tare. Tot așa, puțină verdeață, puțină zeamă de lămâie. Și să zicem că avem, da, un fel de salată. Indicat este preparatul acesta să-l consumați în ordinea pe care am precizat-o. Începeți masa cu germenii aceștia până beți ușor o jumătate de pahar de apă distilată sau apă plată de calitate.
faceți o pauză de un sfert, 20 de minute și pe urmă puteți să vă bucurați și de preparatul în sine. Da, deci cam aceasta este sugestia mea pentru o masă în familie cu cei dragi, da? Avem muștarul pentru mititei și bineînțeles începem masa cu germeni într-o variantă extrem de simplă și picantă. Eu vă doresc gustare binecuvântată, un post cu multe bucurii duhovnicești și să mergem cu bucurie, cu nădejdea învierii. Doamne ajută!